Gigi Becali, 65 ani, patronul FCSB, a venit cu o nouă replică pentru Dan Șucu, 61 ani, acționarul majoritar de la Rapid. Totul a pornit după ce Dan Șucu a transmis că giuleștenii țintesc titlul în acest sezon. Gigi Becali nu concepe ca Rapid să câștige titlul înaintea echipei sale și anunță că va face tot posibilul pentru ca FCSB să se încoroneze campioana României. Șucu lucrează management. La fotbal nu e așa, tată. I-am bătut pe toți. Nu ești în Anglia să ai sute de milioane și vine un manager și face tot. Aici trebuie stăpânul. El e precum copos, cu minte. El e om de afaceri, e mai tânăr ca mine. Problema e că nu știe. La fotbal îl voi spulbera, praf îl voi face. Eu dacă mă cert cu Șucu, înseamnă că sunt nenorocit. Dar îl bat, a declarat Gigi Becali. Gigi Becali crede că Rapid nu are șanse să câștige campionatul. Patronul FCSB-ului este de părere că diferența actuală dintre echipa sa și Giuleșteni, de 7 puncte, nu mai poate fi recuperată și că singura contracandidată a roșalbaștrilor este CFR Cluj.